Ministrul Transporturilor i-a scos la suprafață pe angajații Metrorex. Aproape 100 de membri ai sindicatului au protestat în fața ministerului condus de Cătălin Drulă. Șeful lor, Ion Rădoi, îl acuză pe ministru că minte în privința salariilor de la metrou și amenință cu declanșarea unei greve de amploare. Putem în martie să facem acest lucru, a declarat Ion Rădoi. Cătălin Drulă, ministrul Drulă, a acuzat că Metrorex este condus de o gașcă închisă care nu iese din cuvântul liderului sindical Ion Rădoi. România e sătulă de miniștri precum Drulă sau metroul e casa noastră, nu e jucăria voastră. Au fost câteva dintre scandalurile cu care au venit sindicaliștii la proteste. E scandal de câteva zile între Drulă și Rădoi, șeful sindicatului de la metro. De la bani s-au luat, ministrul transporturilor a trimis corpul de control să verifice cum a fost posibil ca salariile să crească la metro cu aproape 20%, chiar în perioada în care încasările s-au prăbușit. A aflat rețeta succesului. La negocierea contractului colectiv de anul trecut, 10 din cei 15 membri din comisia de negociere constituită la nivelul administrației Metrorex erau membri de sindicat. Practic, sindicatul Metrorex a negociat salarii mai mari în plină pandemie cu sine însuși. Și ca să terminăm o dată discuția, câștigul mediu brut lunar per salariat la Metrorex în 2020 era de 9.901 lei. În propunerea de buget pentru 2021 are estimat un câștig brut lunar de 12.739 de lei. Asta susține ministrul transporturilor Drulă. Da, eu mă uitam pe site-ul Metrorex pentru că m-am căutat și săptămâna trecută că liderul de sindicat, Ion Rădoi, da, și ministrul susțin lucruri diferite apropo de salariile angajaților de la Metrorex și m-am uitat săptămâna trecută să văd, hai să intru pe site, să văd care sunt salarii. Nu scrie acolo, nu, trebuie să fie public undeva, salariul nu? Metro, pe site-ul Metrorex? Nu funcționa pagina normal respectivă. Că nu funcționează, da. Oricum, acuzațiile pe care le aduce ministrul Drulă sunt extrem, zilele trecute sunt extrem de dure la adresa liderilor de sindicat. Au afaceri cu compania. Ministrul Fondurilor Europene a spus contractul colectiv de muncă a fost aranjat cam ilegal. Vorbește despre aranjamente mafiote acolo la Metrorex. Da, mă, dar asta se încadrează în politica de imagine, așa, de Facebook, pe care o tot vedem la politicienii nou veniți. Nu zic că poate au dreptate și poate că toată vorbăria asta o să ducă la ceva, dar de ce e așa greu ca ministerul să chiar să trimită, să facă un control acolo și să afle dacă există aranjamente de mafioți sau de nemafioți și să rezolve problemele astea. Până la urmă, omul despre care vorbim, liderul sindical Ion Rădoi, e de cel puțin 20 de ani, de peste 20 de ani în funcția asta, ceea ce ridică niște semne de întrebare. Sindicatele sunt extrem de puternice, Dan. Uite, să ne facem și noi un sindicat. Păi, au puterea, da? Ei știu că dacă protestează și dacă opresc o zi metrourile în București, s-a paralizat tot traficul. Ei știu că au puterea asta. Păi da? Nu e abuz, stai un pic, că până la urmă puterea la negocieri. Așa și medicii au puterea, dar ce, medicii se supără stai și puțin, zic... Dar nu am spus că susțin treaba asta? Da, mă rog, vorbesc în discuția asta. Medicii, dacă se supără, ies din spitale și zic, gata mă, ne-am supărat pe guvern, dacă nu ne dublați salariile, noi nu mai intrăm în spitale. Nu, dacă e cel mai bun exemplu, medicii totuși au semnat acolo un jurământ, nu... E o limită foarte subțire așa între au puterea și abuzează de putere, ca așa să-ți arăți mușchii. Dar nu știu, mi se pare că asta e o discuție care nici n-ar trebui să fie purtată așa în spațiu public. Dacă domnul Drulă e ministru, e într-o poziție în care poate să ceară și să și ordone multe lucruri, dacă el știe că e ceva în neregulă acolo, să rezolve chestiunile astea. Dacă sindicatul a fost atât de puternic și șmecher și a avut conexiunile necesare ca să ducă la salarii medii de peste 10.000 de lei, păi a fost. Vezi, nu cum știi ce ajuns salarii sunt la Metrorex? Eu nu știu ce salarii sunt, văd doar discuția eu asta știu, în care și aud. Ministrul zice că sunt 10.000 salariu mediu, da? Salariu mediu înseamnă că salariile mari sunt foarte mari acolo. Pe de altă parte e domnul Rădoi care spune că nu e așa.
Păi hai să vină fiecare ministru cu corpul de control, și domnul Rădoi acolo cu fluturașul de salariu, nu? Sau cu plicul sau cu ce vrea și să, nu, să-și cam toți cu cărțile cum pe masă. Cum s-au uitat angajații din Horeca, ăștia câteva sute de mii care au rămas fără joburi la discuțiile astea, în care cineva se supără că și-a pierdut niște bonuri, altcineva se supără că n-are 20 de mii pe lună, ci are doar 10 mii. Că vor să lucreze și ei la stat.